Ești rapidă în gândire, independentă, originală, cu abilitatea supranaturală de previziune, ești în măsură să anticipezi rezultatele viitoare și să planifici acțiunile în consecință. Ideile tale inovatoare unice sunt adesea înaintea contemporanilor. Ești interesată de cele mai diverse domenii de cunoaștere, ești un companion minunat și un teoretician. Cadoul special de înțelegere a importanței detaliilor nu te împiedică să percepi imaginea de ansamblu. Tu ai minunata capacitate de a-ți transfera energia, emoțiile și ideile altora. Poate că manierele tale par a fi de ușuratică, dar atracția sexuală este în mod evident pământeană și tangibilă. Tu ești greu de ignorat, pentru că radiezi un anumit farmec care atrage atenția în mod invariabil. Tu consacri o parte importantă din viața ta copiilor tăi. Tu nu ești doar preocupată de problemele educației copiilor, energia lor este suficientă pentru îngrijorările de zi cu zi, adesea necesitând un angajament complet. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: viteză. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și de promiscuitate. Ai o personalitate non-standard foarte interesantă, de filozof și gânditor care iubește libertatea. Previziunile tale amintesc de darul profetic, ești capabilă să prevezi consecințele anumitor acțiuni. Ești un gânditor inovativ, adesea propunând idei pe care societatea nu le poate evalua în mod adecvat. Ești atentă la detalii, dar nu în detrimentul reflectării holistice a situației. Tu nu cauți gloria celebrității, ești pe deplin mulțumită de participarea ta la eforturile colective. Mintea ta sănătoasă este în armonie perfectă cu senzualitatea și, prin urmare, fără exagerare, pot spune că ești în armonie cu propriul trup și suflet. Mergând prin natură, iubești sportul și dansul, dar și șahul, cărțile și alte jocuri liniștite. Poți fi înzestrată cu o minte analitică și poți excela în știință. Apropo, destul de ciudat, dar chiar și interesele tale științifice pot fi într-un fel legate de conceptul de transmisie, de exemplu, mutații biologice sau curent electric, telecomunicații, etc. Nu ești niciodată timidă să rezolvi diferite probleme, deși încerci să eviți dificultățile și dezastrele care încalcă cursul obișnuit al vieții. Ignorând dificultățile proprii, tu răspunzi totuși cererilor de la prieteni, rude și oamenii apropiați. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că neglijarea nevoilor personale se poate transforma într-o zi într-o surpriză neplăcută.
Tu ești mai fericit atunci când simți perspectiva, altfel poți avea un sentiment neplăcut de izolare într-un spațiu închis. Apropo, nu ar trebui să fii lăsată singură. Ai o mare nevoie de comunicare. Chiar dacă lucrezi la un proiect individual, este mai bine să fii înconjurată de oameni angajați în muncă similară. Dorința de a face viața mai netedă te conduce uneori la sacrificiul de sine, iar acest lucru este plin de iritabilitate. Tu ar trebui să înveți să răspunzi cererilor altora și să nu-ți fie frică să-ți expui propriile nevoi și dorințe. În dorința ta de a aproba pe toată lumea și totul, este și o teamă de a fi respinsă. Însă ar trebui să înveți că prețul pe care trebuie să-l plătești pentru aprobarea recenziilor de la ceilalți nu este în niciun fel comparabil cu valoarea propriei tale individualități. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, sociabilă, transformatoare, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 23 mai soarta ta? Radiezi o energie puternică, ceea ce este clar simțit în prezența ta. Îți exprimi deschis sentimentele, infectând pe ceilalți cu optimismul tău. Tu nu te distingi prin eleganță, dar sexualitate exprimată în mod involuntar atrage privirea către tine, captivând oamenii. Te poți dedica copiilor tăi, având grijă de educația lor. Ca părinte, nu ai defecte. Oferi copiilor o bună educație, în timp ce ești angajat în dezvoltarea vieții. Energia ta inepuizabilă este suficientă pentru tot. Tu nu ai planuri ambițioase și ești mulțumită de status quo-ul tău. Mintea ta plină de viață nu contrazice aspectul atractiv, nu ai plângeri asupra vieții tale și ești în armonie cu mediul înconjurător. Ești foarte activă și găsești o ieșire pentru energia ta în sport, dans și alte activități mobile. Cu toate acestea, ești de asemenea fascinată de jocurile liniștite care necesită logică și ingeniozitate, de exemplu, șah sau cărți. Te manifesti destul de bine în domeniul științific, găsind aplicații în mintea ta analitică. Ție nu-ți plac problemele neașteptate și necazurile care îți cad ca zăpada pe capul tău. Cu toate acestea, tu nu încerci să le ignori și, dacă acest lucru s-a întâmplat deja, iei toate măsurile pentru a le elimina. De asemenea, adversitățile altor persoane găsesc un răspuns în suflet și participi activ la rezolvarea lor. Uneori, o astfel de atitudine altruistă față de oameni poate duce la o ignorare totală a intereselor proprii. Dacă ești angajată în știință sau în muncă legată de tehnologie, găsești cea mai mare odihnă pentru suflet în muzică sau artă. De asemenea, nu ești străină de lucrul cu desenul, poți fi interesată de jucării, de cusut, să inventezi diverse dispozitive mecanice sau ambarcațiuni. Dacă te simți capabilă să te deplasezi pe scara carierei, acest lucru îți dă putere și oferă mâncare inspirației tale. Dar, dacă nu se prevede nimic pozitiv înainte, te poți simți blocată într-o cușcă sau în mișcare într-un cerc închis. Singurătatea este pur și simplu contraindicată, deoarece ai o natură hipocomunicativă. Chiar dacă prezența colegilor nu este necesară în munca ta, este mai bine pentru tine să lucrezi alături de ei. Tu trebuie să te antrenezi pentru a refuza cererile oamenilor, dacă sunt contrare intereselor tale. Dragoste și compatibilitate. Toată lumea vrea să fie prietenul tău, pentru că înțelegi intuitiv cum să comunici cu oamenii. Cu toate acestea, ești extrem de precaută în situațiile care implică vulnerabilitate emoțională. Te bucuri de intimitatea și pasiunea relațiilor intime, dar, mai presus de toate, dorești înțelegere reciprocă și prietenie. Ești devotată celor pe care îi iubești, dar nu tolerezi restricționarea libertății tale. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza.
La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu ai talentul să transmiți mulțimii ceea ce simți tu însăți. Nu aspiri la faimă. Ești inteligentă, poți lucra în domeniul științific, în domeniul disciplinelor matematice sau al fizicii, biologiei sau telecomunicațiilor. Dacă ești angajat în lucrări științifice sau tehnice, cel mai bun hobby poate fi arta sau muzica. Ca maestru meșteșugar îți poți dedica timpul liber pentru a proiecta jucării, haine, mecanisme complicate sau chiar bărci. Sănătate și boli. Deși ești un om rezonabil, entuziasmul și impulsivitatea ta se poate transforma în probleme mari și chiar în detrimentul sănătății. Dacă este posibil, energia nerestricționată ar trebui direcționată către un curs mai sigur. În ciuda constrângerii și a prudenței tale în timpul tău liber, ești înclinată să te implici atât de mult încât există o mare probabilitate de rănire atunci când practici sport, conduci o mașină sau ai o aventură frivolă. Trebuie să asculți cu atenție corpul, la care ești de obicei surdă. Trebuie să-ți amintești din când în când să bei sucuri bogate în vitamine, să mănânci o dietă echilibrată, să folosești tratamente homeopatice, precum și utilizarea suplimentelor de vitamine și minerale. Dacă lucrezi la birou, este util să organizezi activități de petrecere a timpului liber și să beneficiezi de comunicarea cu colegii într-un cadru informal. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu darul anticipării evenimentelor, ai o gândire originală. Tu poți aborda orice afacere creativ și ai bun gust. Tu poți, dacă dorești, să reușești în orice domeniu folosind de talentele tale naturale. Ești harnică, dar trebuie să înveți răbdarea, perseverența și tenacitatea. Ai multe șanse să obții bogăție, trebuie doar să încerci să folosești cu pricepere șansele și oportunitățile care îți sunt oferite. Sfaturi pentru tine. Ai mai multă grijă de tine însăți. Încearcă să-ți controlezi natura impulsivă. Din când în când, examinează-ți partea serioasă a firii tale. Nu încerca să mulțumești pe toată lumea, aceasta este o sarcină imposibilă. Trebuie să înveți să refuzi cererile altor persoane, acordând atenție în primul rând pentru tine și pentru problemele tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate.
Prin natura te bești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază.